Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Au fost descinderi în această dimineață la Centrul Medicilor de Familie numărul 3 Botanica. Verificările s-au făcut într-un dosar penal pornit pentru falsificarea certificatelor COVID și introducerea datelor false în sistemul informatic. Potrivit anchetatorilor vizați sunt câțiva medici ai policlinicii. Administrația centrului a criticat însă verificările inopinate și adaugă că de fapt ei sunt cei care au raportat neregula încă toamna trecută. De fapt, perchizițiile au avut loc în contextul sesizării pe care am efectuat-o noi, autosesizării, încă din toamnă, din septembrie anului 2021. Noi, de fapt, am constatat o încălcare în registru electronic. În peste noapte au apărut 9 persoane care, de facto, nu s-au vaccinat în cadrul instituției noastre, dar din numele instituției noastre au apărut în registru. Colaboratorii de la procuratură au venit fără a informa administrația, cu mesaj postat pe pagina lor, dar de fapt este o investigație în continuare a unui caz pe care l-am sesizat noi. Cu mai multe detalii despre rezultatele descinderilor vom reveni în jurnalele următoare. Amintim că la începutul lunii februarie, 6 persoane, inclusiv 4 medici de la Centrul de Sănătate Stăuceni, au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție, fiind suspectați de eliberarea certificatelor de vaccinare contrafăcute. Atenționare de călătorie pentru moldovenii care se află sau intenționează să meargă în Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis avertizarea în contextul situației tensionate din țara vecină, dar și ținând cont de faptul că unele companii aeriene au anunțat că își suspendează zborurile care vizează acest stat. Astfel, diplomația moldovenească recomandă abținerea de la călătorii neesențiale, iar cei care se află deja pe teritoriul Ucrainei să evalueze necesitatea de a rămâne pe loc. Totodată, Ministerul de Externe îndeamnă moldovenii de acolo să evite deplasările în estul țării vecine și să își revadă planurile de călătorie în funcție de situație și deciziile autorităților ucrainene. Se recomandă în context verificarea cu regularitate alertelor de călătorie emise de către minister, inclusiv pe canalul său de Telegram, sau contactarea ambasadei Republicii Moldova la Kiev, consulatul Chișinăului la Odessa sau centrul de apel al diplomației moldovenești. Primăria Chișinău va ataca în instanță decizia Consiliului Municipal Chișinău privind înstrăinarea terenului de 1,3 hectare din fața magazinului unic. Despre acest lucru, primarul Ion Ceban a anunțat la ședința direcțiilor municipale. Asta pentru că, afirmă el, hotărârea generează riscul de prejudiciere a bugetului local. Am rugat colegii din executiv să pregătească toate actele pentru a fi contestată. Poziția executivului a fost expusă în ședința CMC ca adoptarea deciziei respective de privatizare a terenului aferent magazinul Universal Central, fără o claritate vis-a-vis de cele expuse, a generat un risc sporit de prejudiciere eventuală a bugetului municipal. În data de 17 februarie, consilierii municipali din PSRM și Platforma DA au aprobat cu 27 de voturi proiectul prin care municipalitatea cedează pentru 2,6 milioane de lei terenul din fața magazinului unic. PAS a votat împotrivă, Partidul Liberal și Partidul Șor nu au participat la acest exercițiu, iar cei de la PUN, PD și PCRM s-au abținut. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate au declarat că vor contesta în instanță decizia, deoarece prețul oferit este mai mic decât valoarea terenului. Cei de la Partidul Șor au declarat că aleșii s-au grăbit și că decizia nu este în interesul municipalității.
Protest la o fabrică de reciclare a anvelopelor organizat de Partidul Verde Ecologist. Revendicarea este aceeași de săptămâna trecută, încetarea prelucrării cauciucurilor pe teritoriul țării pentru că dăunează sănătății și mediului. Reprezentanții uzinei spun însă că folosesc o metodă inofensivă, iar cei ai guvernului, cărora li se reproșează elaborarea legii ce permite arderea roților, au calificat manifestația ca fiind una politică. Un grup din Ministerul Mediului, din Parlamentul Republicii Moldova și alte persoane, bănuim noi că promovează intens modificarea legislației Republicii Moldova. Autorul modificării legislației Republicii Moldova, care ar permite incinerarea deșeurilor și a anvelopelor, mai precis, este doamna deputat Ina Coșeru. Iată cum în spatele nostru, vedeți, merge procesul, procesul de piroliză. Uitați-vă atent la țava de fum care iese. Ce vedeți acolo? Practic nu vedeți nimic. Și se obține un lichid. Un lichid care este, în primul rând, un adaus pentru combustibile grele. Конечно, хорошие. Они не загрязняем атмосферу. Никаких газов не выходит, ни дыма. Legea aduce o serie de beneficii, atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor. Această lege mai impune și respectarea unor criterii de mediu, care vor avea, de fapt, efecte pozitive asupra cetățenii Republicii Moldova. Adică putem să zicem că acest protest are un caracter politic. Tragedie în sfera diplomatică. Ambasadoarea Italiei în Australia a murit după ce a căzut de la balconul casei sale din orașul Foligno, scrie presa din peninsulă. Francesca Tardioli, în vârstă de 56 de ani, se afla singură acasă sâmbătă seara când a avut loc tragedia. O rudă care locuia în aceeași clădire a semnalat situația, iar în prezent polițiștii cercetează circumstanțele producerii decesului. Potrivit presei italiene, Tardioli se afla de câteva zile în orașul natal, Foligno, în apropiere de Perugia, și urma să se întoarcă în curând în Canberra. Ea avea doi fii și reprezenta Italia în Australia din septembrie 2019. Scade numărul cazurilor de coronavirus puțin, peste 200 de infectări noi, a anunțat Ministerul Sănătății în această dimineață. 6 dintre confirmări sunt în rândul lucrătorilor medicali. Mai mică este și cifra deceselor, fiind vorba de 13 în total. În spitale rămân internate 1236 de persoane bolnave de COVID-19. 98 dintre pacienți se află în stare extrem de gravă, iar 15 au fost supuși ventilării mecanice. Între timp, Ministerul Educației anunță că 82 de grupe din grădinițele din țară sunt în carantină, iar elevii din 420 de clase practică lecții online. Asta după ce în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, dar și în cel tehnic și superior, s-au înregistrat 1616 de cazuri noi de COVID-19. Partidul Puterii continuă să scadă în sondaje, în timp ce ratingul formațiunilor de opoziție crește. Cel puțin asta arată rezultatul unui sondaj de opinie realizat de IMAS la comanda Public Media. Cercetarea mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidul politic Șor va înregistra o creștere spectaculoasă, trecând de 15%. Puțin peste 36% ar vota cu blocul comuniștilor și socialiștilor, în timp ce pentru PAS și-ar da votul 35,2% dintre respondenți. La întrebarea care este partidul pe care îl simpatizați, formațiunea condusă de Ilan Șor a obținut
crescut 12%, PAS 27%, iar Blocul Comuniștilor și Socialiștilor 28%. Ilan Șor se numără și printre cei mai apreciați politicieni moldoveni la capitolul încrederii. Politicianul este apreciat foarte bine de 37,9% din moldoveni, devansând-o pe Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița, se mai arată în sondaj. Potrivit sociologului Doru Petruții, partidul Șor și-a întărit pozițiile după ce Marina Tauber a fost lipsită de victorie în cadrul alegerilor locale din Bălți din noiembrie trecut. Am încercat să obținem un comentariu de la reprezentanții puterii, însă deocamdată nici purtătorul de cuvânt al la fracțiunii PAS și nici reprezentanții președinției și ai guvernului nu ne-au răspuns la mesaj. Sondajul a fost realizat în perioada 24 ianuarie, 14 februarie, fiind intervievate 1123 de persoane. Marginea de eroare este de 3%. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!